fericile iubirii. Mare adunare în casa băieților. Intrarea Adelinei în casă necesită o analiză riguroasă prin ochii băieților. Ionuț, cum se simte balustrada lovită cu frunte? Pentru copilă e cam două duce cap așa. Băi, diabolic. Nu ești supărat pe mine? Pe ceva? Nu ești supărat? Ia uite-l pe Seba. Zi, Sebastian. Ce să zic, frate? Băi, nu-i dați cuțilul Ionuț în mână, că mi-l arestează pe Sebastian. Mai bine. Șefule, cât am fi noi de băieți și de bărbați și cât am ține cu tine și o să-ți țin apărarea, îți promit, luni, azi, sâmbătă, ți-ai luat-o în freză. De cum știe și el că și-a luat-o? Nu-ți spun asta ca să râdă nu tine. Nu, a luat-o, și cum am simțit eu un pic folosit. Bă, cu pretextul că ar intra pentru mine și... Nu ai intrat cu ajutorul tău. Da. Ți-am zis, mă, că ești doar o portiță să intri în casă. Bun, și omul ăsta care e la țigară acum trebuie să gândească ce a făcut fata asta. Va face și fata. Clar. Omul ăsta care e la țigară acum știți ce gândește, nu? Că e la... Ce frumos sunt, ce deștept sunt, ce șmecher sunt, ce mă iubește femeile. N-am pierdut nimic. Nu, ai câștigat, de fapt. Băi, eu nu-ți dai... Te întreb doar pentru mine, oricum, momentan. Bă, când s-a produs ruptura, că te-am văzut la începutul serii cu ea, de mână într-una... Ce s-a întâmplat chiar că nu... A fost de ajuns să plece un de unde a plecat totul. M-am dus sus, i-am dat niște poze, le-am dus de mână, le-am lăsat acolo în cameră la ea. Am venit aici să dansăm numai tot cu melodia. Am stat jos acolo pe scara aia. Ea s-a ridicat, a început dansând, s-a dat lângă Seba. S-a dus afară Seba, s-a dus și ea. S-a întors de mână. Adică a fost... Bă, eu știu ce sunt foarte curios acum. Susținătorii ei. Ce părere au despre ea acum? Susținătorii ei l-au vrut pe Ionuț. Tu ca să fii șmecher săptămâna asta, trebuie să nu există secundă să nu zâmbești. Ia vezi. Că vine Jack. Nu cred. Nu am somn de patru zile. Băi, eu zic să vă terminați cu asta, să lăsați în pace pe Seba, că în sfârșit nu mă, Seba. A intrat cineva și pentru el, mă. Vreau o minune în viața Seba, ta. Seba, și-ar fi culmea. Este vreo 200 în stevote de să ieși. Nu, n-ar fi deloc culmea, ar fi normal. Cum vezi parcursul tău în următoarele... Două zile împreună cu Adelina. Credeți că vă aflați, crezi că vă aflați într-o cunoaștere? Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur, nu? Ați mai fost până acum? Am mai fost odată. Încă o propunere, da, o propunere. Crezi că acum și-a dat seama că tu ești ceea ce caută și ea e ceea ce cauți tu? Crezi că, da. Crezi că de la început a fost vorba despre tine? Da, mi-a spus asta. Ți-a spus, nu? A fost, da. Bă, ți-a zis, nu? I-a zis. Dacă i-a zis Marius, eu nu știu dacă mai putem să comentăm ceva. Nu, mi-a zis, frate, am fost cu ea în dormitor, era și John, a plecat. Ai auzit, Alexandru, da, i-a zis că de la început a fost vorba de Sebastian. Aș vrea să te întreb, domnule Sebastian Nechifor, credeți că sunteți pregătiți să vă apărați consoarta, partenera și cunoașterea dumneavoastră? 6-7 băieți? Sau contra mea? Da. Băi, eu acum mi-am dat seama. Măi, și tu aveai sentimente pentru ea de la început și... Mi-a plăcut, da. Și că am avut... Și ai procedat la fel ca Ionut. Ai încercat să nu te apropii de altcineva de frică să nu îndepărtezi pe ea? Că simțeai că și ea are atracție pentru tine? Cum am îndepărtat eu de ea, la fel s-a îndepărtat și ea. Și am încercat să parcă și cum ea nu mă place. Băi da, că sunteți orgolioși amândoi și cred că de-aia. Voi vă atrăgeați foarte mult. Crezi că poate Adelina s-a intersectat cu Ionuț doar ca să te aprindă puțin mai tare pe tine? Nu. Dar de ce? Așa poate să fie. Eu am luat inițiativa în seara asta. Uite, domnul Ionuț Iacob aici de față spune că doar s-a întors o clipă cu spatele și Adelina a sărit în brațe dumneavoastră, domnule Nechifor. Pentru că ea a venit special pentru Seba. Și nu ai înțeles. Cum vă simțiți, domnule Seba? Bine. Că a intrat o fată în sfârșit pentru dumneavoastră, pe bune? A reintrat o fată. Și să-mi placă. Și place fata asta nouă care a... Și vă și place fata în schimb? Da. Sper să fie un început. Cum comentați faptul că s-a întors cu o secundă cu spatele la Ionuț după ce o săptămână a zis că vine pentru el? S-a întors cu spatele la el și a sărit pe dumneavoastră? Aș putea spune, pentru că cum mă simt eu și cum sunt eu, ca și persoană mă simt puțin proști pentru el. Dar probabil Ionuț nu ține cont de ceea ce zic eu și probabil crede că am eu ceva cu el. Nu, el te înțelege. Vă rog, Ionuț, sincer, vă simțiți puțin proști? Nu ai nimic ceva cu... Nu ai nimic cu ceva, nu? Te pot gândi că ce a făcut lui Ionuț se poate face și ție? Nu. Mă, cum e când te vezi bătute? Așa am fășuai? Da. Ah.
Băi, lăsați-mă, că nu știți voi! Stai puțin, mă, poate ai fost ca mine, dar nu îndeajuns de atras de Adelina, cum sunt eu. Tu să fii atras de o fată și ea să nu fii atrasă de tine în totalitate, bă, pentru că ești de atras de ea, mi se pare... Știi să faci diferența în a fi atras și a plăcea pe cineva? E total diferit, mi-a plăcut, frate, cum arată, nu atras. Atras este pe îndrăgostit și eu nici nu simt. Zic doar ce se vede, îmi pare rău că am eu părere greșită și vorbesc eu prostii și bat câmpul. Capricile iubirii. E clar că situația nu e una tocmai confortabilă și acum, abia acum realizez, uitându-mă la voi, că Adelina stă într-o parte de canapea și Ionuț în partea cealaltă de canapea. În schimb, trebuie să recunosc cu surprindere că lângă Adelina, stai mă liniștit acolo tu, Ioane, lângă Adelina stă Seba și e o surpriză. Da, chiar e o surpriză totodată și un șoc pozitiv pentru mine. Eu chiar mă bucur pentru cele întâmplate și cu toate că poate se amuză sau nu simt nevoia să zic să primesc susținere din partea băieților sau susținere din partea cuiva din casă, eu oricum îmi voi vedea de drumul meu, pentru că știu de ce am făcut pașii ăștia și mi-am asumat de la bun început că toată casa probabil îmi va sări în cap și vor fi discuții de genul. Eu cred că în momentul ăsta Adelina ar trebui să fie extrem de mulțumită de Seba, da, pentru că e ok să ai lângă tine un bărbat hotărât, zic eu. Și să-și spună. Da, ai văzut și tu discuțiile, Adelina, ce ai de spus? Ce să zic? Așa, nu înțelege de ce vorbește Alex. Eu apreciez că Seba a fost sincer cu ceea ce simte el, la fel am făcut și eu și... Da, eu nu v-am auzit. Toată săptămâna trecută, Adelina, ai stat pe canapeaua cealaltă. Da. Ai stat la un moment dat chiar lângă Paula și între Paula și Ana. Adică ai fost flancată cumva și nu te-am auzit odată pronunțând numele lui Seba. Păi da, tu ai spus că vii în casă fix pentru Ionuț. Ea probabil a venit cu scopul de a se răzbuna în niciun caz. Nu, pe tine? Sau pe mine. Eu i-am făcut... Sau pe ei. Atunci când am fost cu ea într-o cunoaștere, i-am făcut niște complimente la Luca și probabil asta a cauzat venirea în competiție și a se răzbuna pe mine chiar în... Nu e vorba de răzbunare, în momentul ăsta nu am simțit o siguranță venită din partea lui Ionuț, însă din partea lui Seba... Păi ce siguranță? Că tu veniți de jumate de oră și noi nici nu vorbisem foarte mult. Pur și simplu ce a fost din trecut, mi-am dat seama că... Păi și la ce siguranță? Măi, numai și șotii, Marius, dacă vrei să vorbești, vorbește cu voce tare, că nu înțeleg. Dacă n-ai simțit siguranță, de ce te-ai întors? Nu să se schimbe, însă... Păi da, dar nici n-am văzut, nici n-am avut răbdare să vezi siguranță. Frate. Am vrut să mă întreb către Seba. Mie Seba mi-a plăcut de când Și de ce n-ai spus de la început? Măi, lăsați-o să vorbească. Dacă vorbiți peste ea, chiar nu ne înțelegem, serios. Însă Gabi a fost cea care a spus că nu-i place de mine și... L-a ținut departe pe Seba de mine și m-am retras. Însă eu către Seba am vrut să mă întreb de la bun început. Adelina, dar noi două am vorbit și de multe ori îmi spuneai că, într-adevăr, nu e sigur pe Ionuț, dar că îți place de el. Asta una la mână. Doi la mână, am observat că și astăzi și duminică ai spus ceva de genul că tu vorbise deja cu mama lui Seba și că știi foarte multe despre el. Și atunci, dacă tu ai spus că ai intrat pentru Ionuț, dar după spui că tu de fapt ai ținut legătura cu mama lui Seba și că... Am ținut cu mama lui Ionuț legătura... Deci sincer, păi pentru cine a intrat, de fapt? Care pentru este adevărul? Am intrat, însă la petrecere, când Ionuț era aici și Seba aici, mă uitam la Ionuț și nu simțeam nimic, însă mă uitam la Seba și era chestia așa. Păi da, dar într-o bine, săptămână puteai să fi dat seama. S-a uitat în ochiul lui drept. Și eu am remarcat și săptămâna trecută, când veneau băieții în platou, că într-adevăr mai mult interacționai cu Seba, cel puțin când a fost pe materialul, când a venit. Eu am văzut. Dar nici pe tine, Seba, nu te-am auzit, că așa cum a fost Adelina acolo pe canapea și tu ai fost aici, cred că în fiecare zi sau aproape în fiecare zi. Da, m-am făcut că plouă. De ce? Adică, hai mă, băi, dacă ești asumat și ești îndrăgostit de cineva, păi poate să vrea el să-l facă de toți pereții, te duci și îi spui, bă, uite care-i treaba, eu sunt îndrăgostit de tine, vrei bine, nu vrei iarăși bine, dar măcar să știi naiba care sunt intențiile mele. A te face că plouă înseamnă a merge pe burtă, ascunde ceva, în ideea că să nu se prindă lumea, dar să faci mai departe ceea ce ai în minte. În condițiile în care mama lui l-a rugat pe la un moment dat să cheme pe Adelina și el vehement a refuzat, a spus, nu, eu nu o chem pe Adelina înapoi. Chem, în orice caz, noi știm de ce s-a întâmplat toată treaba asta și dacă vreți, vă spunem. Bun. Știți care-i treaba? I-am ascultat pe cei implicați direct, pe Ionuț, pe Seba și pe Adelina.
Dar e clar că toată lumea are câte o opinie și unii sunt, să zicem, mai îndreptățiți ca alții, dacă pot să formulez așa. Adică Alex. Adică Alex, da. Alex, tu cumva ai dat multe semnale și ai cumva da. Ai avertizat, l-ai atenționat pe Ionuț. Pe mine, mereu și l-am avertizat de multe ori. Da, eu nu înțeleg de ce se bagă atâta timp, cât eu nu am prea bucur relația lui. Și două săptămâni cât am fost acasă... Ai fost în... Numai un pic, Adelina. Ai enunțat tu de la tine putere, că tu ai dreptul să gândești în capul tău, poți să gândești absolut orice. Important e... Știți de ce avem două urechi și o singură gură? Pentru că, teoretic, ar trebui să ascultăm de două ori mai mult și să vorbim o singură dată. Așa e exact. Și cu... Tu în capul tău puteai să te gândești la orice. Uite ce o să-i facă Adelina sau așa cred eu că o să-i facă Adelina. Ai enunțat tu de la tine puterea, adică ai zis, Ionuț, vină cu acea că vreau să spun ceva, sau Ionuț te-a întrebat? Da, Ionuț vorbea despre ea și îi spuneam, gen, să aibă grijă, pentru că eu o cunosc mult mai bine și știam. Și acum am convins că, într-adevăr, este o persoană. Eu sunt în funcție de cum ești omul de lângă mine. Și atunci, nu, ok, știai că pe Adelina o deranjează. De ce ți-ai spus punctul de vedere? De solidaritate. De vedere, pentru că l-am văzut pe el că era foarte... Aprins. Aprins și oarecum... Dar știai că și pe Ana o să o deranjeze că ai vorbit despre Adelina? Nu, n-a deranjat. Am discutat inclusiv aici și am auzit și în casă că nu i-a picat tocmai bine, știi? Da, să spunem, de situație în sine, nu că am vorbit eu. Eu mi-am spus doar părerea. Uh-huh. Și oarecum el mi-a dat de înțeles că ar vrea să știe și de la mine o părere. Și eu i-am spus, trebuie să mă gândesc. I-ai spus și lui Seba? Da, i-am spus și îi spun și acum. Ai grijă. E a 16 ore când îi spune, știi? Eu doar atât spun. Eu nu spun nimic mai mult. A, să aibă grijă, atât. Dar de ce să aibă grijă? Păi să aibă grijă. Că așa, în dragoste te arunci naiba cu capul înainte. Acum dacă pierzi, câștigi, asta e, da. Pe mine ce nu se poate întâmpla? El decide, că dacă dintr-un caz, nu, stai, două secunde. Dintr-un caz să spunem că nu o să meargă între noi, ne dăm seama amândoi că nu o să fie bine, oricum voiam să încercăm de la început, dar nu s-a întâmplat, o să o iau ca și pe o experiență. Deci nu o să dramatizez, nu o să intru în depresie dacă nu o să mai fiu, Doamne ferește, lângă Adelina, cum se tot dramatizează și se circulă păi nu, da, vorbele astea în momentul în care o să te îndrăgostești și o să ai sentimente, o să fie mult mai rău pentru tine. Măi, vorbiți de îndrăgostit? Sau vorbiți de iubit, că sunt două noțiuni total diferite. Îndrăgostea vine când te ia valul, nu mai vezi în fața ochilor, când ai fluturi în stomac. De la început, da. Doar că acum cred că este vorba despre iubire. Sebastian e foarte deschis emoțional și foarte predispus să aibă unele sentimente, mult mai puternice decât o simplă îndrăgosteală într-un timp foarte scurt. Și din cauza acestui lucru o să aibă un mare cucui la cap. Asta e problema. Asta nu e treaba voastră. El poate să facă 1000 de cucui. E important că dumneavoastră vedeți că un om se îndreaptă spre propastie și lăsați să cadă. Eu m-aș îndrepta. Îi spun o dată și după aia mă dau la o parte, fiecare om face ce dorește cu fața. Dar spuneți o dată, nu spuneți de 11 miliarde de ori. Că vă e drag o singură dată spuneți. Da, da, tu poți să nu ne asculti, e treaba ta. Tu te duci contra. Mă gândeam că până la urmă cred că faptele unui om demonstrează de fapt îl conturează. Îi conturează caracterul și mai departe. Eu vin cu o singură întrebare. Înțeleg, e mare love, se poate întâmpla să ai click cu cineva, să lași casă, crede-mă, am trăit multe, am văzut multe la viața mea. Și nu sunt puține ani. Și se poate întâmpla lucrul ăsta. Însă, eu atâta am o întrebare. Fără să fac un proces de intenție, fără să fie vreo acuzație. Tu ai vorbit cu Ionuț? Să spui, mă, uite, s-a întâmplat chestia asta. Îți mulțumesc că tu ai fost portița mea de intrare. Asta i-am spus și eu azi în emisiune, nici măcar nu a avut curajul sau tubeul. Că eu am văzut în material că l-ai luat pe Seba de o mână și pe sub nasul lui l-ai tras de mână, pe sub nasul lui Ionuț. Și eu am rămas interzisă. A venit la petrecere, a încercat să vorbească. Cumva a fost asumată că l-a luat în văzut tuturor. Da, da, e nasul niște lucruri care țin așa de... Am mers să-l iau, chiar să-l trag așa, să meargă. În lumea mea, de unde vin eu, din partea... Dar era normal oarecum pe moment, pentru că era foarte șocat de situație. Da, da, pe de altă parte, nici eu, de exemplu, n-aș dramatiza situația asta. Eu cred că fiecare, adică amândoi s-au folosit unul de celălalt. Adelina a găsit o portiță. Hai să